Ardelenii au început în forță și în minutul 11 au cerut penalti la o intervenție prin alunecare a lui Hodorogea la Deac, însă arbitrul Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue. Unicul gol al partidei a fost marcat de Eric, când mai era un singur minut din prima repriză. Brazilianul a transformat o lovitură liberă de la 25 de metri. Culio și Deac au văzut cartonașe galbene în această partidă și vor lipsi la meciul de etapă viitoare cu Gazmetan.